Bună ziua! Bine v-am găsit la o nouă oră de educație economico-financiară. Astăzi vă propun o nouă temă, producătorul și producerea de bunuri și servicii. Să începem cu o mică întrebare. Ce este un mic producător? Ce scop are el? Ce își dorește să obțină? Și ce îl determină să fie harnic și priceput? Mai întâi de toate, ce ar putea el să producă? Sunt convins că recunoașteți în imagini produsele favorite. De asemenea, să nu uităm că în gospodăriile din România se cresc păsări și nu numai atât. Să nu uităm de ce iubim produsele fabricate la noi în țară. Sigur că mă interesează și părerea voastră. Dar hai să ne gândim de ce resurse ar avea nevoie ca să producă un mic producător. Am să vă las să vă gândiți la câteva dintre resursele de care are nevoie. Sunt convins că le recunoașteți. Nu-i așa? Prima resursă e ca și asigurat. Nu mai vorbim de semințe sau de mâna de lucru. Hai să continuăm. Să continuăm să ne gândim de ce ar avea nevoie. Voi de ce ați avea nevoie? Nu e ușor să identifici furnizorii, dar odată ce ai făcut-o, lucrurile devin mai simple. Hai să ne gândim la câteva dintre produsele cele mai cunoscute și să îmi spuneți cum se produc. Este ok să nu știți încă totul și să mai greșiți. Așa învățăm. Recunoașteți produsele? Sunt convins că da. Care vă plac mai mult? Știți cum se produc? Hai să ne gândim. Alegeți unul dintre produsele anterioare și hai să facem o listă de resurse necesare. Și nu uitați că trebuie să fiți eficienți. Timpul e o resursă ce nu poate fi recuperată, dar nu la el mă gândesc întotdeauna, ci la modul în care ne prioritizăm deciziile. Oare de unde o să cumpărăm ce avem nevoie? Urmăriți cu atenție cele trei imagini și identificați posibil furnizori. Nu vă grăbiți. Continuați să încercați și veți reuși. De ce avem nevoie? Și acum vă propun să ne gândim de ce nu este indicat să vindem produse neprelucrate, chiar dacă ele sunt bio și sunt căutate. De ce totuși este important să le prelucrăm? De ce un produs mai complex produs în gospodăria proprie este mai valoros? Probabil că vă dați seama că atunci când adăugăm muncă unui produs, da, valoare și, de ce nu, chiar dragoste, el devine mai valoros. Ne va aduce mai multă bunăstare. Nu uitați acest lucru. Vă propun și un scurt exemplu. Să presupunem că producem 100 de borcane de dulceață de pere și zacuscă. Nu mă întrebați de ce am ales-o. Dacă pentru producerea și ambalarea unui borcan de zacuscă am cheltuit 4,5 lei și l-am vinde cu 10 lei, profitul ar fi de 5,5 lei per borcan. Deci la 100 de borcane, profitul obținut ar fi de 550 de lei. Dacă pentru un borcan de dulceață de pere am investit 3,8 lei, lucrurile vă rasă să le descoperiți în continuare. Vă propun și o activitate interesantă.
Haideți să construiți un text de maximum 10 rânduri cu cea mai bună de idee de produs pe care o aveți în minte. Folosiți noțiunile economico-financiare de mai jos. Și nu uitați că e recomandat să-ți vinzi cât mai eficient producția. Sper să vă formați astfel de competențe și chiar cred în voi. Fiți voi înșivă. Puteți! Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la o nouă oră de educație economico-financiară. Nu uitați, va urma o nouă serie. Vă mulțumesc!